După terminarea vacanței de Crăciun și de anul nou, românii ce lucrează în străinătate au luat cu asalt punctele de trecere ale frontierei, în special porțile de fier 1, destinația majorității fiind Italia, Spania și Marea Britanie. Polițiștii recomandă și punctul de trecere al frontierei porțile de fier 2 și asta pentru că, deși s-au luat măsuri de fluidizare a traficului și micșorarea timpilor de așteptare, tranzitul a crescut brusc cu peste 30% în vama porțile de fier 1. Datorită faptului că sărbătorile de iarnă s-au terminat, mulți dintre cetățenii români rezidenți în statele Uniunii Europene au ales să iese din România prin punctele de trecere a frontierei, porțile de fier 1 și porțile de fier 2, fapt pentru care traficul prin aceste puncte a crescut cu aproximativ 30%. Polițiștii de frontieră mehedințeni din aceste puncte de trecere a frontierei au luat măsuri de fluidizare a traficului, controlul documentelor de călătorie durând aproximativ 2-3 minute. Totodată s-au luat măsuri de redirecționare spre punctul de trecere a frontierei porțile de fier 2 în cazul aglomerărilor și în cazul solicitărilor de date și informații prin telefonul 021-9590. Vreau să vă spun că s-au creat și o bandă pentru suplimentare pentru ieșirea din România în ambele puncte de trecere a frontierei, în așa fel încât în aceste puncte de trecere a frontierei nu au fost aglomerații pentru cetățenii români care doresc să iese din România.